Bam! Bine v-am regăsit! Salut YouTube! Salut familia AMB! Pace și dragoste! Mi-am cerut să vă mai dau un castor pe role. Dacă sunteți noi la mine pe canal, să vă spun Dumitru, am început acest canal acum 3 ani, aproximativ 3 ani jumate. Vreau să mă ocup cât mai serios de el, vreau să fac cât mai multe lucruri, așadar, abonați-vă, lăsați-mi un comentariu, apăsați clopoțelul să vedeți fiecare dată când duc ceva. Vă mulțumesc frumos pentru susținere, haideți să începem. Primul meu joc preferat este Backside Run. O să vă arăt foarte pe scurt, așadar, haideți să începem. Backside Run. Pe Backside Run, recomand să învățați bine de tot Royal. Asta este Royal. Dacă înveți să stai, așa poți să ții echilibru, dacă îți faci un box din asta, poți să înveți să ții echilibru pe el, te ajută foarte mult pentru sesiunile tale să le ia fără. Pac, 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 pac. Asta este Bexel Real. Înveți să sap de pe o față, nu cu ce nu ți-am reat, cu stai în Bexel. Bun, asta este primul truc, Bexel Real. Cum mai preferat numărul 2, Topso. Trebuie să înveți să pui primul picior în frisbeen, pe care să pui cu celălalt și să repi, da? După ce ai învățat să, după ce ai învățat să faci mișcarea asta, o faci mai repede. Hop. Și hop, da? Și din ce în ce mai repede. Hop. Hop. Da? După ce ai învățat toată treaba asta, urmează să-ți înveți alunecul. Te uiți la vorba vlog pe care o să le dai. Prima oară nu s-a zis foarte mult. E important să-l prinzi. Ce ai prins, se simt foarte bine. Poți să duci cu viteză. Bun, ăsta a fost și trucul meu preferat numărul 2. Trucul numărul 3. Top acid. Pentru top acid recomand aceeași mișcare. Ca și la topsul. Trebuie să amestec pe primul picior, pe care și al doilea. În jos, ne uităm la bară, până în picior, pe care și al doilea. Da? Am revenit. Am rămas fără spații pe cant. Revenim la top acid. Mișcarea preferată a mea și bineînțeles pe care pot să o găsesc în casă și să te pregătești pentru urmează. Revenim. Top acid de câteva ori. Prima oară prindeți piciorul din spate și după aia din spate, da? Trebuie să învățăm să prindem cât mai multe. Și ne uităm la bară, suntem atenți și începem. 1 2 și așa, da? După ce ne-am obișnuit, venim puțin din mers. Puțin lateral. Venim, ne uităm la bară, hop, plecăm puțin și aterizăm. Zece like-uri, 10 aprecieri, dacă vreți să mă vedeți, comanda pe asta. Salvește și mă dăm numai. 10 aprecieri. Asta au fost cele 3 mișcări preferate pe care puteți să le repetați în casă. Vă mulțumesc că v-ați uitat, sper că v-a plăcut. Pace și dragoste și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube.